Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Am făcut o șatră reală, pe pământ curat. Când intrați la mine în șatră, vă descălțați întotdeauna, să nu spurcăm pământul. Am făcut-o cu toate tradițiile țigănești. Tot ce înseamnă țigănism curat. Fază tare. Noi, în limba românească, suntem țigani. În limba noastră suntem rom. Sunt mulți dintre noi care trag acum, domne, să ne numim rom sau romi și în limba românească. Fiecare face ce vrea. Ca și cu vaccinul, ca și cu te numești sau te înțepi exact așa cum vrei. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Care are emoții mai mari? Eu. Tu. Câți ani ai? 19 ani. Deci voi arătați ca doi prieteni. Păi suntem prieteni, nu? Sunteți prieteni. Așa cred. Ați copilării și împreună. Ăsta e adevărul. Tu ai 30 și... 30 și ceva. 30 și ceva. Hai mă, că la fete nu se spune, la băieți se spune. 30 și ceva. 30 și ceva. Cred că am 30 și ceva de ani. Pentru că vârsta creierului meu, nu știu dacă e la 30 și ceva de ani. Sunt căsătorit, am doi copilași, o fetiță de 3 ani și jumătate. Am și un băiețel de 19 ani, care e acum cu mine aici. Cum este tatăl tău? E foarte universal, face orice chestie. Și cu ce te ocupi tu? În mare parte, viața mea e între ghilimele așa de artist, să zic. Multă lume mi-a zis, eu nu mă cred și nu mă consider artist, cică. Dans, actorie. Am fost în foarte multe filme, acum modestia am lăsat-o la ușă, am intrat doar cu lauda. Cred că am fost în peste 500 de filme în 13 ani de când activez. Însă n-am avut roluri principale, am fost figurație simplă și de ceva timp, de când am devenit mult mai serios, am început să am roluri de figurație specială. Am avut și puține roluri principale. Am avut onoarea să lucrez și cu actori foarte, foarte mari, Jean-Claude Van Damme, Sharon Stone, Nicolas Cage, Danny Trejo, regizori la fel de mari care au venit și au filmat aici în România. Și întotdeauna mă vedea regizorul la casting și zicea, da, el om rău, el violator, el și tot la fel. Și cu toate că eu n-am viața reală, cred că sunt un om normal. Nu s-a plâns nimeni până acum de viol. Ce are să gătești astăzi? Șah haimas. Șah haimas, varză cu carne. Și cu mămăligă. Mămăliga e obligatorie. Amesiam rom. Haihas, șah, haimas. Rețeta din seara asta o făcea o vecină țigancă, bătrână, Dida. Aprindea sub pirostrii, băga floarea soarelui, sorică, îi zicem noi acolo, bețe de floarea soarelui, de sub. Anor de stano, te creau me. Pac, lua toca, varza repede, bam, 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 bam. Anomas, carnea, bucăți mari, nu, așa, pac, pac, arunca acolo la prăjit, arunca varza în tuci, mai arunca o roșie, pac, tăiată în patru acolo, puțin morcov dacă avea, pentru că atunci nu prea se găsea morcov la noi în zonă, vorbim de anii 88-89, piper, dacă aveam piper, pentru că era foarte rar în acea perioadă, sare, bam, 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 dătea acolo o călea și când ne-o punea... Ce-ai făcut, boss? I-am rupt. La noi la țigan, dacă ai gustat odată dintr-un pahar, și dai altuia să guste sau a văzut că ai băut, îți dă cu paharul în cap. Și așa fac și eu. O arunc. Și o mămăligă mare. Acum facem mămăliga. Mamuliga. Sau hăviț, cum se zice la noi. Mămăliga o fac repede. 10 minute. Întotdeauna mi-a zis soția că sunt foarte rapid. La mămăligă. O pun la cuptor, pentru că la noi nu se pune la cuptor. Însă o pun la cuptor din cauza timpului. Și când o punea, puf, mămăliga pe mijlocul mesei, în mijlocul curții acolo, punea turciu. Deci nu punea în farfurie, ia spuneți în farfurie, la mezo, jurai bine. Grație-și gura ta. O știam de mult pe asta, știi? Nu, punea turciu acolo în mijloc și fiecare își lua din el. E, uite că iar mi-a venit chestia asta de poftă. E, și de atunci eu tot țin minte acest preparat. Și întotdeauna am încercat să-l refac acasă. Și gustul vorbește. Când s-au deschis ușile, orică, cuțitele sunt înfipte, n-ai ce să... Deci gustul contează întotdeauna. Dacă ai lovit papila gustativă, nu trebuie să mai faci și altceva, iei rupt. Lenta han loches. Hai andor rămui ten aden. Cum am ajuns eu la șef la cuțite? La mine în familie, la mine neam, sunt bunicel bucătar, din toate punctele de vedere, și ăștia îmi ziceau, băi, tu ai fost peste tot, nu te duci, mă, și aici? Zic, băi, ce să caut eu, mă duc să le iau banii la ăia? Pentru că știu sigur că o să reușesc.
Și m-am înscris de a demonstra într-un fel sau altul, sau de a aduce încă o dată în prezentare mâncarea țigănească. Da, să știi că n-am avut desert deloc. Desert și ciorbă. E desert, mă, nu e ciorbă. Și de-aia e desertul, e de cacao. Pe bune? Nu, 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 e mărar. Deci e ciorba. Nu, e varza. Varza și mămăliga. Dar pus frumos așa, vezi? Bă, elegant. Da, avem aici un arhitect, bă, prietene. Bă, carne, bă, bă, să știi, da. Arhitect, îi place. Uite, cubisme. Turnulețul, bă. Un varză cu carne. Dar nu e mult, atât de dulce. Da. Am găsit o bucată de carne. Pare piept de porc. Exact. E un arhitect, e profesor la arhitectură. Da. Și este în vârstă. Exact. E foarte în vârstă. O să vezi că n-are 20 de ani. 65 ani și 8 luni. Eu sunt. 65 de ani. E prâns de mă, e cel mai mic din familie. Sunt 9 frați din familie de preoți. 5 și sunt primul. Bă, îmi place varza acră, bă. De ce să nu faci cu varza acră? Mie mi-a plăcut. Bă, n-are foi de dafin, n-are aia, n-are aia. Nu vă supărați. E și dulce varză. Vreau foaie de dafin, 3 boabe de piper. Asta nu, parcă nu-i varză hălită. Nu știu de ce. E dulce. Da. Aha. Ia... Michael Jackson. Bună seara, bine v-am găsit. Michael Jackson. Ce faci, Michael Jackson? Michael Jackson. Michael Jackson. Dacă Michael Jackson doriți, Michael Jackson sunt. Băi, ai pălărie ca Michael Jackson? Am, e obligatoriu. Ai șosete părul lung așa, crezi ca exact. Michael Jackson? Șosetele asta... albe. Ai văzut? Așa este. Ai văzut? Ești și dansator. Bună seara. Cum te numești? Walkie Moon? Da, e obligatoriu, da. Cum te numești? Baicu Florin, sunt din București. Și cu ce te ocupi? În mare parte mă ocup cu zona artistică. Ce înseamnă? Adică film, reclame, puțină muzică, dans și totodată cultura țigănească. Cum adică? Adică ești și regizor, și actor, și dansator? Și... Nu regizor, scenarist. Scenarist pentru regizori începători. Așa. Așa, i-am ajutat într-un fel sau altul și mai ales ce a avut legătură cu tradiția țigănească. Și e ceva ce e posibil să fi văzut și noi, vreun documentar sau ceva? Nu știu. Pe YouTube sunt câteva filme. Adică despre... faci documentație pentru film? Adică... Da, consultanță pe zona țigănească. Dar cum dă te pricep tu la asta? Păi nu știu, mă pricep pentru că de vreo 13 ani sunt în branșa asta artistică, să zicem așa. În timpul liber și înainte de pandemie eram Michael Jackson. Adică erai? Eram. A, dansai ca el? Dansez ca el, da. A, deci am nimerit bine până la urmă. Așa este, da. Da. Eu, din 2012, îl imit pe Michael Jackson, aici, la noi în țară. Am fost plecat și în Anglia pe aceeași postură. Mergea destul de bine, însă n-am rezistat să stau acolo. Problema mare fiind familia. N-am putut să stau fără ei și m-am întors. Și cu toate că câștigam destul de bine față de aici. Deci dansezi bine ca el? Că asta ne interesează. În mare parte eu zic că da. Pentru păi că... da, dar trebuie să vedem că nu te credem pe cuvânt. Fără muzică, așa? Și, bine. Și strai... Tine de dale 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 dale. Bă, că știe. Și Munoc nu vrea să facă. Munoc nu vrea să facă, fii atent. Ba da, îl fac pentru dumneavoastră, cum să nu? Pentru un cuțit, ce nu faci? Da. Bine, mă, bine, uite că știe. Nu, bă, n-am nici pantofi pentru așa ceva. În seara asta sunt țigan. În seara asta am venit să reprezint ceea ce aveți în farfurie. Zona... Dar în seara asta e țigan. Doar în seara asta, pentru dumneavoastră. Dar bine, nu mai e. Și mai ales că eu am și o șatră țigănească. Șatra autentică țigănească, cam singura din, dacă nu greșesc, din Europa. Ce înseamnă că ai o șatră? Adică am o locație specială, unde acolo am corturi, căruțe, țigani de-ai noștri. Vin oameni din toate zonele țării, vin la noi acolo pe timp de vară și stau o zi, două sau chiar și trei. Îi cazezi acolo? Da, cazare, corturi. Rămân la noi, facem mâncare, facem dans, facem... experiență, nu? Experiență țigănească, da. Și dormi în cort, mănânci la ceaun. La ceaun, facem. Mâncarea noastră întotdeauna a fost bună pentru că a fost făcută afară. Pe foc, amărâtă. Aici la mine în șatra asta facem. Gătim afară și îi pun pe toți care vin la mine în vizită, pentru că vin și cu oameni din afară.
spun tot ce aia, tu faci aia, tu faci aia. Exact. Gătim fiecare o mâncare în același moment, din toate mâinile pleacă acolo în cea un în tuci și la sfârșit rămâne cea unul aruncat la 20 de metri pentru că n-ar mai fi nimic în el. Și vin străini mulți? Anul trecut ne-a venit câțiva pentru că am început-o foarte târziu din cauza ploilor. Și cum ți-a venit ideea asta? A fost cam obligatorie ideea pentru că noi, țiganii, am început să ne uităm tradițiile din toate punctele de vedere și am zis să nu se pierdă tradiția, șatra țiganilor, șatra țigănească a noastră. Am făcut-o din sete de cultură și de informare cu istoria țiganilor, cu șatra țiganilor, pentru că trebuie aflată. E, și după anii 98-99 am început să mă interesez ce suntem noi, de unde provenim, pentru că peste tot pe unde am citit nu descoperim mai nimic de noi, doar că suntem hoți și multe altele, nu mai zic în momentul ăsta. Deci, noi țiganii, de unde provenim? Pentru că întotdeauna când vezi în comentarii răutăcioase, duceți-vă în India, frate, nu poți să întorci țiganii care au venit din Egipt, Grecia, zona Asiei, Turciei, chiar și din țările scandinave. Întotdeauna țiganii n-au fost statornici, nu, au fost nomazi. Ei s-au plimbat acolo unde aveau de lucru, vorbim de anii 1000. Țiganii au fost luați din diferite zone ale pământului și aduși în Europa, pentru că erau cei mai buni meseriași în anumite lucruri. Vorbim fier, alam, cupru și toate cele, și cei mai curajoși oameni pentru spectacol. Pentru că un lup, nimeni în lume nu l-a dresat, doar un țigan. Lupul nu poți să-l dresezi niciodată, doar țiganii au putut să facă un dresaj al lupilor, al urșilor, după cum știm, eu sunt ursar. Deci, vechii mei, străbunii mei, au fost ursari. Până în 1935, ei jucau cu ursul, făceau spectacole și erau angajați la un circ nomad, care avea reprezentații peste tot. Polonia, țările astea, pe lângă noi, pe unde puteau să ajungă cu caii. Suntem 17 nații de țigani. 17 nații? O, așa, multe? Păi noi atât suntem în România, 17 nații fixe. Da. Care sale? Păi corbean, căldărar, spoitor, ursar, ciubotar, slătar, rudar. Rudarii sunt de 3 feluri. Ok. Da, și încă 4 ramificate, care au ieșit acum pe ultimă 100 de metri, cu corci și tur, cu fel și fel. Însă, real, 5 nații provin din zona Indiei, Pakistan, și restul de 12 nații provenim din alte zone ale Europei și ale pământului totodată. Pentru că țigani sunt și în China, și în Mexic, peste tot, peste tot. A, zi-mi cu șatra aia, cum gătești în ea? Păi șatra o am pe mama, pe o mătușă de-a mea care se ocupă de gătit. Șefa. Cum se zice la șefa de la mâncare? E romnie bari. Și seara romnie puric, pentru că avem ziua face mama și noaptea se ocupă bunica mea. Da, bari nu înseamnă mare și puri înseamnă în vârstă. Ha, ba da. Puri înseamnă femeie bătrână și... Deci de aici și aia cu puriu. Da. Păi de-aia da. Puri. Nu-mi dați seama. Da, da, și da, bari da. Știu că e mare. Mare, că, mare, da, da, da. Baro, baria asta. Da. Exact, exact. Mamă, știu și eu un banc, mă. Ia zi-mă. Fii atent aici. Ceatra la capătul satului. Vine boier la Bulibași. Ia vine, mă, coace. Bă, unul din voi mi-a luat curcan. Nu? Ia treaba mea pe aia. Ciordita-i, ciricliu, ciordita-i. Bariu, 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 bă. Ia-o-s, boierile, că nu l-a luat el. Ciricliu. Bun, să-mi spui și mie unde găsim șatra, informații despre șatra. În online pe... Nu cred! Ba da? Păi și cum, cauți șatră... loc de cazare unde? Nu, șatra țigănească, exact așa se... A, deci șatra țigănească. Am înțeles. Ok, deci dacă vreau să vin la șatra țigănească, caut pe... Airbnb. Da, în mare parte da. Și da. Știți să faceți și tochitură din organe? Ai, și în ce hal, și în ce hal. Și... Da, tochitura de organe țigănească este una dintre cele mai bune chestii pe care am mâncat în viața mea. Cine mănâncă? Cine mănâncă Cine organe? Organe? Cine da. Mănâncă organe? De ce cu biz? Cu? Cu biz. Cu ce? Cu ce? De ce un cu ce? Cub de mâncare? Ah, cu biz, cu biz. Da. Am făcut cu bizmul, sincer, vă zic că nu mi-a ajuns mămăliga. Și în ultima secundă... Ai și frumos. Te-ai descurcat. Da. Varză călită... Da. Țigănească, șahaimas. Mie îmi place. Șahaimas. Mie mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut chiar foarte mult, spun sincer. Iar mămăliga tare, dar fiartă. Bravo, felicitări. Mulțumesc din suflet. Florine. Mulțumesc. Da. Nu e acră, mie îmi place varza acră.
asta e. Oh, exact, oh. E bună, mă. Oh! E bună, mă, mie mi-a plăcut, ce să... Vă mulțumesc, din suflet. Băi, Michael, mulțumesc, da. Felicitări. Mulțumim, Florin. Mulțumesc și eu din suflet. Numai bine. Sănătate, numai la bine. La fel, salut. Le mulțumesc din suflet că am primit așa ceva. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.